Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Declarația mea politică se intitulează Victimizarea ca politică de stat. De prea multă vreme vedem sub cupola acestui parlament tot soiul de personaje care și-au făcut o adevărată politică la nivel național din a se da victime. Se plâng că sunt permanent victime ale Occidentului, ale Orientului, ale comunismului sau ale capitalismului actual. Se consideră o bărcuță de hârtie pe o mare dominată de atâtea uragane, a căror declanșare depinde de o vorbă sau o trăsătură de condei într-o cancelare a lumii, într-o secție de tribunal sau de poliție, într-un sediu de partid. Genul fatalistă, toată ziua repetând în oglindă figura încrucișatului mâinilor sau datului din nume. Colegii ne sunt dușmani, vecinii ne sunt dușmani, istoria ne e dușmană, vremea are ceva cu noi, iar dușmanii, adevărat, sunt neapărat canibali. Preocupați să se plângă și să se gudure pe lângă mai mari planete sau ai meleagurilor natale, noile înalte porți sau reprezentanțele lor pe plaiurile mioritice, uită că în realitate ei își sunt cel mai mare dușman. A pune mâna la treabă, aș respecta angajamentele, aș recunoaște defectele și aș corecta greșelele, sunt elemente ale procesului de deșteptare națională a acestor persoane. După aceea, nimeni nu se va mai aștepta ca noi, ca neam, să stăm cu mâna întinsă. Căci și noi, ca neam, de mulți ani ne-am obișnuit să ne plângem. Suntem trădați, manipulați, ignorați, divizați de dușmanii din afară și dinăuntru. Ne-au asasinat liderii, ne-au pus călușul în gură, ne-au împărțit țara și bunurile cum au vrut. Dar noi unde eram? Suntem, stăteam și priveam cu ochii înlăcrimați cum suntem călcați în picioare de cei pentru care nu există decât dorința de a domina, de a cuceri și de a avea putere și de cozile de topor ale acestora. Și în drumul lor către aceste obiective n-au precedat să ne dea toți la o parte. De cele mai multe ori nici n-a fost nevoie, ne-am dat singuri la o parte. Asta ne-a salvat poate ca populație, dar nu ne-a făcut prea bine ca națiune. Am învățat atât de bine statul cu capul plecat. E adevărat că nu l-a tăiat definitiv nicio sabie, dar i-a lăsat multe răni adânci și cicatrici pentru aducerea minte. Însă de cei care au pretenția să conducă această țară nu trebuie admis ca să se plângă mai rău decât țața floarea că nu i-a mai ouat ieri găina, dar s-a văzut că victimizarea ridicată la rang de politică de stat a fost folosită pentru a câștiga simpatia omului de rând, pentru a atrage voturi de la inima cea milostivă a românului, cunoscut ca suflet de mamă pentru cei nevolnici. Cum se face însă ca aceiași zmei atotputernici ai campaniilor electorale, pentru că nicio încercare a puterii nu este prea grea, scâncesc în primul cuvânt acuzator venit din partea oricui, le descoperă matrapazicurile și incompetența. A te da lovit în aripă a devenit sport național. Întotdeauna alții sunt de vină. Tu cel ce ai fost la putere și perfecțiunea întruchipată. Ai făcut totul ca la carte și mai bine decât atât. Iar dacă în urma activității tale dezastru s-a instalat ca la el acasă, alții sunt de vină. Tu nu ești decât o biată victimă. Dacă ai luat spăși nesimțiță, alții sunt de vină. De fapt, ei le-au luat, tu ai fost doar în slujba neamului. Păcat că te trădează ca beneficiar conturile grase, vilele și mașinile pe care nu le aveai când te-ai apucat de politică. Interesant este că nimeni nu spune, sunt un nepriceput, sunt un șpăgar, sunt o marionetă, sunt un mincinos, sunt un escroc care înșală încrederea oamenilor de rând ca să-i fie lui bine. Nu, toți aceștia nu sunt deloc așa, ci ei sunt victimele de profesie, numai că faptele lor îi arată ce sunt în realitate. Pentru că niciun nepriceput, un mincinos, o marionetă, nu va lăsa în urma sa decât haos, suspine și lacrimi. Niciun spăgar, o rescoc, nu va lăsa în urma sa decât bugete secătuite și anchetatorii vor fi cârduri pe urmele sale. S-a arătat vreodată în istorie un Vlad, un Ștefan, un Mihai, un Mircea, un Cuza a fi slab? S-a dat vreodată victimă? Păi, i-ar mai fi urmat românii dacă ar fi fost slabi. Am fi fost și astăzi o parte din noi pașalec turceți, alții eram suruși și ce mai rămânea din țara lui Burebista vorbea maghiara ca limbă oficială. Nu,
Acești mari bărbați de stat s-au dovedit oameni care nu s-au plâns niciodată, ci au scrâșnit din dinți și au mers mai departe chiar cu prețul vieții. De aici poți vedea care este adevăratul interes. Cu cât este omul mai plângăcios, cu atât îl interesează mai mult buzunarul său, soarta proprie, iar asta se vede și în modul în care îi reprezintă pe cei care l-au trimis în Parlament. Mulțumesc pentru atenție!